Berbec. Unii lideri pleacă, pică sau dispar ca să lase locul celor noi și de altă factură. Vă spuneam la trecerea dintre ani. Sper că ați văzut previzionalele mele, că aveți acum de unde să studiați și să reactualizați ca informație, da? De marea particularitate a lui 2024. Alți purtători de lână de aur de la Argonauți să pregătesc să preia comanda. Este săptămâna în care trebuie să acordați deja multă atenție sănătății, pentru că nu-i de joacă. Da? Spuneam de lideri care pleacă, dispar, pică ca să lase locul celor noi, de o altă factură, cu altă viziune. Nu mă întrebați pe mine acum dacă sunt bun sau răi, că ar trebui să le studiez astrogramele. Deci este, din punctul meu de vedere, ar fi minunat să spunem că vor apărea, datorită suflului de tinerețe, numai lideri buni. Departe de mine gândul. Cine n-are bătrâni să și-i cumpere. Dar e clar că este un soi de adiere, de vânt, de vânt al schimbării, cum spunea Scorpions. Da. Și atunci, când spuneam de purtători de lână, de aur, de la Argonauți, ați înțeles exact mesajul meu. N-aveți cum să nu înțelegeți ce înseamnă lână de aur, Iason și Argonauți. Da. Important este că unii se vor pregăti să preia, să treacă la timona de destin, la manșă, da, să preia comanda. Și atunci schimbările astea de vreme ce sunt menționate, și eu o să vi le traduc atare, să vi le transmit.